Decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni împotriva oligarhilor Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, precum și a altor persoane, a creat un cutremur politic la Chișinău. Cei doi oligarhi au avut și încă au influență puternică asupra unor partide politice. Ilan Șor controlează de facto partidul cu același nume, care are în acest moment 6 parlamentari în legislativul de la Chișinău. Autoritățile din Republica Moldova vor acum să-l scoată în afara legii. Potrivit Constituției Republicii Moldova, partidele și alte organizații social-politice care prin scopurile ori prin activitatea lor militează împotriva principiilor statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova, sunt neconstituționale. Având în vedere această decizie, urmează a fi analizată încă o dată prin prisma prevederilor care țin de declararea neconstituționalității unor partide politice. Un partid politic poate fi lichidat în situația în care este demonstrată falsificarea ilegală a acestui partid printr-un proces penal soldat cu o sentință de condamnare. Experții în drept constituțional de la Chișinău susțin că pentru a iniția procedura de scoatere în afara legii a unui partid politic e necesară sesizarea Curții Constituționale. Având aceste acte juridice confirmate, stabilite, inclusiv și coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală, inclusiv lezarea demnității cetățenilor care sunt plătiți și adus cu forță la aceste manifestații, plus acțiunile instituțiilor internaționale, suntem ei pentru motivarea sesizării pe care trebuie să o întocmească și să o prezintă subiectii președintele Republicii Moldova, guvern, deputații în Parlament, avocatul poporului și Curtea Constituțională se va pronunța. Statele Unite i-au trecut pe Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc pe o așa numită listă neagră. Ei sunt acuzați de capturarea și coruperea instituțiilor economice și politice ale Moldovei și ar acționa ca instrumente ale campaniei globale de influență dusă de Rusia. Cei doi controversați oameni de afaceri au fugit din Republica Moldova și sunt dați în urmărire internațională.